toți când am fost mici ne-am primit poate de la tortul clasic de ziua de naștere până la micile recompense. Dacă ești cu minte, primești nu știu ce. Dacă ai făcut ceva bine, iarăși primești nu știu ce. Și așa se face legătura între mâncare și structurile noastre neuronale. De multe ori mâncăm în fața televizorului sau dezvoltăm alte activități în timp ce mâncăm și e un lucru interesant, nu știu dacă știți regula aia, să nu mâncăm după ora 7. V-ați întrebat vreodată de ce să nu mâncăm după ora 7? Nu, nu are legătură cu digestia în cea mai mare parte. De obicei, când mâncăm după ora respectivă, tindem să mâncăm foarte mult fără să remarcăm că am făcut-o. Pentru că suntem într-o atmosferă relaxată, merge televizorul, discutăm cu cineva. Rare ori se întâmplă să mâncăm strict la masă și să ne ridicăm de la masă și să facem altceva. Deci e mai mult o regulă de a evita un extra mâncat. În mod normal, pentru o sănătate bună, ar trebui să nu mâncăm cu, să zicem, 3 ore înainte de somn sau, mai exact, să digerăm și apoi să ne culcăm. Se poate întâmpla, dacă mâncăm foarte târziu, să ne culcăm cu burta plină, lucru foarte dăunător sănătății. Dar, în principiu, asta e problema principală, că nu ne așezăm la masă să mâncăm. Avem tot timpul altceva în față. Și mai sunt diverse motive pentru care mâncăm. De exemplu, mâncăm pentru că ni s-a adus o porție foarte mare și dacă am primit o porție foarte mare, trebuie să o mâncăm pe toată, nu-i așa? Am primit ceva gratis și pentru că este gratis, trebuie să mâncăm tot, să nu scape. Se mai întâmplă și chestia asta, nu la toată lumea, bineînțeles. Dar sunt și legături subconștiente, legături din copilărie. Foarte mulți mâncăm atunci când avem o credință că nu suntem suficient hrăniți. Sau că alimentele pe care le-am mâncat nu au fost suficiente. Există frici legate de mâncare. Exact chestia asta. Dacă nu mănânci tot, îl chem pe nenea cu injecția. E o chestie care o auzeam zilele trecute. Vine o nenea cu injecția că nu mănâncă tot. Pleacă nenea cu injecția că a mâncat tot. Vine o nenea cu injecția, mă întreb mai târziu. Pentru că metoda asta de motivație la copii este destul de curentă. Dacă nu-i nenea cu injecția, este piticul care vine cu nuielușa și ne face mici sau orice altceva. Și deși pe parcursul vieții este posibil să uităm total aceste evenimente, ele au influență în viața noastră de adult. Și o să abordez un subiect principal. Recompensa prin mâncare. Câți dintre voi se recompensează cu mâncare în mod curent? Am avut o zi grea. Am avut o zi grea la serviciu, suntem obosiți, trebuie să compensăm cu ceva. Fie că este un pic de mâncare, fie că este, eu știu, ceva de băut, punga de alune, prăjiturica, fripturica și așa mai departe. Și o recompensă este bună, într-adevăr. Este binevenită și ne face bine psihologic, nu? Doar că
Recompensa se poate transforma într-un obicei zilnic în care ne recompensăm cu absolut orice ocazie avem. Lucruri care merg foarte bine, în funcție și de vârsta pe care o avem și de starea de sănătate a momentului, dar anii trec și în tot acest ritm pot apărea vari probleme de sănătate. Și întrebarea este, de ce această recompensă? De ce nu ne recompensăm altfel? Ar fi interesant să ne recompensăm, eu știu, cu o plimbare, să ne recompensăm ieșind la discotecă, la dans cu prietenii, să facem, eu știu, activități interactive în general cu oamenii din jurul nostru. Câte tipuri de foame știți? Unu? Foame. Și aia era de lup. Lupul. Da. Deci sunt mai multe tipuri de foame. Și foamea pentru mâncare este doar una dintre ele. Foamea pentru mâncare, unii dintre noi știm să o evaluăm, alții mai puțin. S-a făcut la un moment dat un experiment cu, am văzut undeva, cu o farfurie de ciorbă care se umplea cu un furtun pădădăsubt, fiind lipită de masă. Și erau niște oameni invitați la masă, dar în timp ce mâncau, pe dedesubt cineva le reumplea farfuria. Și s-a constatat că aproape fără excepție nu au sezizat că farfuria aia este reumplută pe dedesubt. Și întrebați fiind dacă s-au săturat, uitându-se în farfurie, au constatat că nu s-au săturat, deși mâncaseră de 3 ori porția. Singurii care și-au dat seama au fost cei care la un moment dat au încercat să mute farfuria de pe masă și era prinsă de dispozitivul respectiv. Și eu pun întrebare dacă avem capacitatea, dacă ne cunoaștem pe noi înșine destul de bine, să ne dăm seama când suntem cu adevărat sătuli și când nu. Desigur, mai sunt și alte forme de foame. Foamea de iubire, care este poate cea mai importantă foame. Nu știu dacă știți, dar nu Foame sau știu. nevoie, depinde. Foame sau nevoie, foame sau nevoie, dar e o opinie personală că de multe ori iubirea poate să țină de foame, inclusiv de mâncare. Da. Să nu exagerăm. Să poți să Da, corect, corect. Cine poate supraviețui fără iubire? Într-adevăr, așa este. Nu putem supraviețui fără iubire și nici nu putem găsi foarte ușor iubirea în farfurie. Încercăm să o găsim în farfurie prin amintirile și conexiunile neuronale care le avem în legătură cu ele. Dar în momentul respectiv nu mai suntem în momentul prezent, nu mai suntem atenți la clipa respectivă, trăim cumva blocați în tipare din trecut și uităm să ne bucurăm de ce ne oferă frumos momentul. Și desigur și celelalte tipuri de foame, de bogăție, de afirmare, de scop, și mai ales de pace, care e o formă mai înaltă de iubire, să-i spunem. Nu știu dacă putem să găsim pacea în farfurie. Desigur că
Mâncarea gătită cu o amprentă energetică frumoasă asigură ceva din acea pace și pasiune și iubire. Nu știu câți dintre noi luăm suficient de des în considerare că alimentele poartă și o amprentă energetică, o vibrație, dacă au fost gătite cu bucurie, dacă au fost gătite cu pasiune sau făcute la nervi, nu? Așa este. Există de multe ori o latență între momentul când am mâncat și momentul în care organismul sezizează și că a primit nutrienții necesari. Și aici aș reveni la motivația pentru care mâncăm. Mâncăm pentru a avea energie, adică Putem să mâncăm pentru că a venit ora de masă sau putem să mâncăm pentru că suntem într-o activitate antrenantă, am constatat că nu mai avem carburant și avem nevoie de ceva. Deschidem frigiderul, ne-am așezat la masă, am luat carburantul atât cât ne este necesar și am plecat mai departe la activitatea respectivă. Care este focusul nostru? Din punctul meu de vedere, o hrănire corectă ține foarte mult și de satisfacerea plăcerii culinare, ține foarte mult și de nevoia energetică. Dacă mâncăm strict pentru plăcerea mâncării, acolo poate apărea un dezechilibru, pentru că putem să mâncăm mai mult decât este cazul. Întrebarea este dacă mecanismele noastre de evaluare sunt sau nu corecte. Și cum antrenăm organismul și cum antrenăm mintea să identifice modalitățile corecte de alimentație. În practica mea profesională am constatat că cel mai comun răspuns atunci când pui întrebarea ce mănânci este de toate. Dar acel de toate diferă foarte mult de la persoană la persoană. Sunt obiceiuri culinare transmise pe linie de familie. Acele rețete clasice care sunt repetate și repetate și repetate și repetate și în general nu găsim mai mult de 6-7 rețete mari și date în o familie. Dacă sunt și alea. Dacă nu sunt doar 2-3 care sunt repetate în mod curent și cu aceleași ingrediente. Este o legătură foarte importantă și ar trebui de fiecare dată când considerăm că ne este foame să punem întrebarea de ce vreau eu să mănânc acum? Care este motivul? Mănânc pentru energie sau mănânc pentru o emoție. Cu siguranță dacă în momentul respectiv simțim anumite emoții, poate exista o legătură
și ar trebui să acordăm o atenție sporită la ceea ce simțim înainte să ne așezăm la masă. Există și motive de sănătate pentru care putem avea anumite pofte. Nu este totul psihologic. Spre exemplu, există motive de sănătate pentru care putem avea o poftă de dulce. Și este foarte important de știut atunci când prăjitura și ciocolata este prietena noastră, pentru că sunt momente când ne este prietena, și atunci când poate deveni un dușman. Și aici este o modalitate de evaluare destul de simplă. Dacă se întâmplă des și dacă avem nevoie des, acolo nu avem un prieten. Dacă o facem în evenimente sociale rar, povestea cu dulciurile este un lucru pozitiv. Dacă... Am o întrebare pentru voi. Câți dintre voi mănâncă la ușa frigiderului? Vreodată se întâmplă? Se întâmplă. E... Mâncatul la ușa frigiderului este cu siguranță mâncat emoțional. Dacă nici măcar n-a ajuns mâncarea pe masă, atunci e grav. Am deschis ușa aia de la frigider, repede înghețata. Pac, 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 pac de acolo. Da. Este foarte important să mâncăm conștient și avem o reprezentare aici a ciclului de mâncat conștient. De ce? Prima întrebare, de ce? Foame sau altceva? E ușor să ne dăm seama dacă este vorba de foame, pentru că organismul nu are energie. Deja nu ne mai putem mișca, deja nu mai putem gândi atunci când este vorba despre o foame reală. Dacă avem suficientă energie și totuși apare pofta de mâncare, atunci poate să existe o problemă de sănătate, spre exemplu o gastrită, care produce niște senzații asemănătoare cu foamea și care ne obligă să punem ceva în stomac pentru a ne calma durerea și neplăcerea. Sau poate să fie pur și simplu vorba de plictiseală, nu? Sau de o supărare sau orice altceva de genul ăsta. După aia trebuie să punem întrebarea ce mănânc. Există o legătură între emoțiile de vibrație joasă, să le spunem, emoțiile de supărare, de frică, de stres și mâncarea toxică. Atunci când avem astfel de lucruri care sunt grele psihologic, tindem să mâncăm lucruri nocive organismului. Dacă vrem să facem ceva bun pentru noi, ar trebui să facem de așa manieră ca la noi acasă să existe lucruri benefice organismului. Asta dacă nu avem magazinul la scara blocului, cazul în care e o problemă, ne ducem ușor. Dar să aprovizionăm pe stomacul plin lucruri care ne sunt prielnice și să nu ne ducem la cumpărături cu foame. Lucru foarte riscant. Întrebarea cum mănânc. Și poate cel mai important lucru. Dacă mâncăm
gândindu-ne la ce este în farfurie și apreciind cu adevărat gustul, sau dacă mâncăm fără să conștientizăm foarte bine că mâncăm. Poate avem o discuție foarte aprinsă și mâncarea intră pur și simplu nemestecată ca într-un ghiozdan acolo, fără să ne dăm seama. Dacă mâncăm la televizor, cu siguranță se întâmplă. Atenția fiind focusată pe ce se întâmplă în film, nici măcar nu mai simțim foarte bine gusturile din farfurie, în care de multe ori s-a depus multă energie pozitivă de către cineva, multă atenție și ceva foarte gustos a trecut neobservat. Și există o legătură foarte clară între atenția la gust și atenția la detaliu, la ce e în farfurie, și factorul de sațietate. Dacă suntem atenți la ce mâncăm, ne saturăm mai repede, suntem mai satisfăcuți și suntem mai sănătoși. Pentru că organismul nostru are o capacitate să identifice psihologic, creierul știe să dea comenzi digestiei, să digere anumite alimente. Dacă știm exact ce mâncăm, organismul nostru știe să se pregătească corect cu digestia pentru alimentul respectiv. Dacă am mâncat cu neatenție, stomacul poate avea un fenomen de confuzie și atunci să apară fenomene chiar de indigestie sau de digestie parțială. Cât de mult este întrebarea? Și asta e o întrebare la care fiecare dintre noi ar trebui să știm să răspundem prin intuiție. Dar de multe ori ne facem plan din înainte. Trebuie să mănânc o anume cantitate ca să fiu sănătos sau satisfăcut. Și tindem să ignorăm semnalele organismului. Este foarte important să dăm ascultare organismului în sensul ăsta. Mă întreba cineva, îmi spunea, mănânc prea mult. Dar persoana respectivă era și slabă și într-o formă fizică foarte bună. Și zic, ok, mănânci prea mult, dar arăți bine, te simți bine, n-ai nicio problemă. Cum adică mănânci prea mult? Nu că mănânc prea mult, că e porția prea mare. Păi, cum ai judecat tu că e porția prea mare? Dacă tu ești sănătos, te simți bine, n-ai făcut burtă, n-ai nicio problemă, înseamnă că este porția corespunzătoare. La fel cum am văzut persoane care spun mănânc prea puțin, nu pot să mănânc. Dar iarăși, n-au nicio problemă. Au citit undeva sau au studiat undeva că ar trebui să mănânce X, Y, Z ca să fie hrăniți și tind să-și ignore intuiția. Desigur, pentru ca un organism să știe ce este bun pentru el, trebuie să fie familiarizat cu alimentul bun. Asta înseamnă că dacă nu am mâncat niciodată un aliment care să presupunem că este foarte prielnic, dar nu-l cunoaștem, corpul nostru nu știe să identifice când acel aliment ne-a săturat, nu știe să identifice gustul, să se bucure de el corespunzător. Durează 21 de zile de mâncat un aliment total nou, până ca organismul nostru să deprindă un gust nou și să se poată bucura de el. Am întâlnit situații chiar personal de gusturi
care par foarte ciudate la început și care sunt gusturi achiziționate, devin din ce în ce mai bune pe măsură ce le mâncăm. Și sunt gusturi cu care trebuie să ne dezobișnuim și durează în unele situații 2-3 luni, în altele situații poate dura ani până ne dezobișnuim de un gust defectuos. Gusturile de care ne dezobișnuim cel mai ușor sunt gusturile chimizate. Acolo corpul nostru știe să facă diferența cel mai bine. Dacă este ceva aditivat și începem să mâncăm un aliment curat, atunci, într-o perioadă de, vom învăța despre ce e vorba. Și aș recomanda celor care vor să se obișnuiască cu un aliment nou, să-l introducă singur și să se bucure de el, neamestecat cu multe alte gusturi, pentru că altfel este mai greu de învățat. Muzeul Sării, care se află la Cesarin, în apropiere de care am uitat cum se numește acum, la 90 de km, am aflat că omul poate să se dezvețe de consumul de sare în 10 zile, ceea ce a zis o doamnă de la muzeu, care era un om de știință, geolog sau poate ce specializare avea el. Acum, foarte interesant este că tatăl meu, după ce a aplicat chestiunea aceasta, din motive de sănătate, a început să mănânce fără sare și s-a obișnuit în timp. Întrebarea mea este, tehnic, ai putea să argumentez de ce în 21 de zile se produc și aceste 21 de zile, această perioadă destul de reticulată, multe transformări de care omul are, în general, nevoie tocmai de această perioadă ca să învețe sau să dezvețe niște... Este un fenomen strict neuronal. Pe fiecare gust nou pe care îl achiziționăm se dezvoltă neuroni specifici care în timp se stabilizează. Și interesant ce ai spus cu sarea, este foarte valabil că în 10 zile ne putem dezvăța de gustul de sare, dar este totuși mai greu pentru alimentele gătite. Este foarte ușor și foarte rapid ne dezvățăm de gustul de sare atunci când vine vorba despre o roșie, despre un castravete, despre un ardei și așa mai departe. O salată cu siguranță poate să fie deosebit de satisfăcătoare și fără sare. Durează totuși un pic mai mult pentru alimente gătite și gătite excesiv. Pentru că aici depinde foarte mult de stilul de gătit. Dacă alimentele sunt gătite, să spunem, mai al dente, carnea este gătită mai în sânge și așa mai departe, lucrurile capătă gust bun și fără sare. Dacă sunt extra gătite, atunci nu mai au chiar același gust. Depinde foarte mult de tehnica culinară. Există o legătură între tristețe, un ciclu vicios, care ne propulsează mereu într-o situație de-asta care pare să fie fără ieșire. Apare stresul de orice fel, depresia și așa mai departe. Intervine acea legătură neuronală din copilărie care ne spune că tortul ne-a făcut cândva să fim fericiți și îl atacăm cu foarte mare încredere. Mergem la fast food sau intervin alimente din acelea aditivate cu substanțe chimice menite să amplifice foarte mult gustul, care din păcate provoacă distrugeri neuronale și șterg capacitatea organismului de a simți gusturi sănătoase. Există clasicul monoglutamat sodic, care este aproape în orice. Și care, să zicem, dacă ne-am întâlnit cu el din greșeală, nu ne face un rău. Dar atunci când
punem în permanență pe friptură, să zicem, diverse condimente de genul respectiv, ajungem să nu mai simțim gustul natural, decât cu foarte mare greutate și cu pauză de detoxifiere și așa mai departe. Și toate alimentele par să fie fără gust, dacă nu au acea substanță înăuntru. Și cum toți vrem să fim sănătoși și vrem să avem o formă bună, totuși ținem cont de modul cum mâncăm. Și am mâncat prostiile, acum intervine remușcarea și stresul și supărarea că uite, iar am mâncat nu știu ce prăjitură, iar am mâncat nu știu ce salam chimizat, iar am fost la nu știu ce fast food după care mi s-a făcut rău și intrăm într-un ciclu de automaltratare. Și aici aș intervii și aș spune tuturor că atunci când facem o alegere să mâncăm ceva, apoi să ne bucurăm de ce am mâncat și să ne bucurăm de ce am mâncat. Este foarte important să ne bucurăm dacă am făcut alegerea respectivă și să nu venim după aceea și să ne automaltratăm pentru alegerea făcută, că n-are niciun rost. Putem să ținem cont ca data viitoare să facem o alegere mai sănătoasă și mai potrivită, dar este o dovadă mare de iubire personală să ne respectăm alegerile făcute și să nu avem gânduri secundare asupra lor. Pentru că altfel stresul se acumulează, se adaugă la stresul care a produs mâncatul emoțional de prima dată și intrăm într-un ciclu vicios din care nu putem ieși. Really la venit, nu? Mâncând ce ne place. Propunerea mea este să mâncăm ce ne place, când ne place. Tort și mec. Păi, tort și mec. Dar am prezentat mai devreme întrebarea dacă ce mănânc. Că trebuie să mă întreb dacă ce mănânc este ceva sănătos. Tortul ăla este ro-vegan sau este... Da. Da, pentru că organismul a fost învățat cu alea. Trebuie să ne învățăm cu altceva. Și, ok, am mâncat tortul ăla care mi-a făcut plăcere, m-am bucurat de el. Între timp, caut și altă opțiune, că sunt lucruri foarte bune. În general avem opțiunea numărul 1, tortul ăla. Dar există și tortul ăla sănătos. Mă duc și-l mănânc și pe ăla. Poate nu-mi place atât de mult la început. Dar dacă mi-acord acolo atenția, pentru că ce se întâmplă? Foarte multe alimente sunt bine gătite și este păcat de tehnica bucătarilor să mâncăm numai o anume chestie, pentru că de fapt nu ne place tortul ăla. Ne place emoția pe care am avut-o cândva în legătură cu tortul ăla. Dar dacă ne uităm la X alte lucruri făcute cu mare artă, o să găsim mult mai multe lucruri care ne plac, dacă stăm să gustăm cu atenție. Și să luăm decizia să ne îndrăgostim de niște alimente sănătoase pentru noi. E o decizie. Nu putem să o facem altfel. Decizie personală. Și mulți dintre noi avem impresia că suntem cumva sclavii propriei minți. Cumva ceva magic ne-a înrobit propria minte, e subconștientul ăla care vine tiptil de undeva de până spate și ne-a făcut-o. Dar nu este adevărat. Pentru că intenția noastră este cea care dictează acțiunile noastre. Este doar o credință că ceva nevăzut, intenția vine dintr-o zonă mai spirituală, e partea aia din noi, cum îi spune, spiritul, sufletul, de acolo vine intenția, da, care conduce creierul. Putem să spunem că e creierul în sine, nu știu, dar suntem stăpâni pe el sau nu? Dacă îl cunoaștem, suntem.
Păi trebuie neapărat să-l cunoaștem ca să fim stăpâni pe el? Oare? Ne ia prin surprindere? Atunci când facem o acțiune, observăm că o facem sau nu? Este foarte importantă starea de observator în orice facem de genul ăsta. Adică mâncăm, ok, mâncăm tortul ăla. Suntem conștienți că atunci când mâncăm corpul, tortul respectiv, care e recurent, ne face rău? Sau nu? Pentru că dacă suntem conștienți, pur și simplu avem această capacitate în structura noastră fizică să luăm altă decizie. E atât de simplu. Luăm altă decizie pe momentul respectiv. Dar nu luăm o decizie radicală să renunț la tort. Luăm o decizie radicală să venim cu un tort mai sănătos. Să rărim, dar inițial ar fi mai important să ne familiarizăm cu alte gusturi care să ne devină plăcute. Adică să facem acea legătură emoțională pe ceva care este mai prielnic pentru noi. Deci am venit din nou la povestea cu decizia. A fost o decizie personală. E interesant. Limba română e o comoară, dar și limba engleză e una. Nu știu dacă ai văzut dietă, în limba engleză începe cu die. Diet. Așa. Și e important, pentru că în momentul în care intrăm la capitolul dietă, este deja ceva impus. Și nu ne plac lucruri impuse, pentru că de când eram mici ni s-au impus chestii, de la a sta la școală nu știu câte ore și pauza scurtă și așa mai departe, există fenomenul ăla de rebeliune. Diete n-ar trebui să existe. Ar trebui să existe mici schimbări făcute cu pași mărunți, da, autoeducație, care să ne fie prielnice. Mâncăm în momentul de față așa. Ce pot să introduc eu astăzi în meniu care să-mi fie prielnic, care totuși să-mi placă și să-mi fac un obicei din a mânca acel ceva prielnic? Cum pot să fac din foame un prieten? Cum pot să fac din foame un prieten? Păi, în primul rând, pot să fac din foame un prietenic mâncând chiar atunci când mi-e foame. Pentru că dacă acum mi-e foame, mai trece, să zic, o oră, două, sigur mănânc prostia. Pentru că organismul intră în stres. Și zice, dăm de mâncare și dăm de mâncare acum și dăm de mâncare chestia aia care asigură cea mai rapidă energie. În evoluția omului, atunci când venea toamna, noi trebuia să ne îngrășăm, pentru că venea o perioadă sărăcăcioasă în nutrienți și în perioada de toamnă există acele alimente care sunt foarte bogate în zahăr, fructe și așa mai departe. Pur și simplu, genetica noastră ne conduce spre a mânca cât mai mult din acele alimente care sunt o sursă foarte rapidă de energie și care se poate transforma în grăsime, ca nu cumva să le pierdem, să le avem mai încolo. Dar au trecut niște milenii, am ajuns în epoca supermarketului și organismul nostru
funcționează tot pe acele regimuri de primăvară până în toamnă. Și atunci când suntem stresați, și toamna eram stresați, că nu se mai găsea de mâncare, organismul ne spune, dă-mi zahăr. Dăm zahăr să acumulezi. E o chestie de genetică. De, la care trebuie să fim cât se poate de atenți. Da. Ce mi se pare interesant este că ceea ce tu ai explicat mai devreme despre alegere conștientă este ceva ce Ligia, care înseamnă și este psiholog, Ligia și tu ai explicat lucrul ăsta despre relații interumane. Adică, în definitiv, vine un moment în care alegi să înveți să iubești și pe altfel de tip de bărbați, alegi să ieși în orașul bărbați care nu se poartă urât cu tine, alegi că unele relații pot să fac bine. Deci, cumva, ideea de bază de alegere conștientă și mâncare ar trebui să fie un mecanism util. Exact. O să înaintăm un pic în subiect și o să pomenim de alimentele care ne fac fericiți. Și o să abordăm și un pic alimentele care ne fac să fim nefericiți. Pentru că am abordat atâta legătura asta psihologică, dar de multe ori s-ar putea ca lucrurile să stea un pic altfel sau ca legătura psihologică să nu fie cea mai importantă verigă din lanțul ăsta de slăbiciuni. Și în principiu o să revin la subiectul ăsta al fericirii versus sănătate. Un organism care este sănătos ne face fericiți. Este o măsură bună a sănătății. Dacă suntem tot timpul veseli, dacă suntem tot timpul plini de energie și avem acea bucurie copilărească în noi, nu înseamnă doar că avem un psihic bun. Înseamnă că avem un intestin foarte sănătos și un organism sănătos. Un organism care este toxifiat tinde spre alimente toxice. Este un ciclu foarte bine cunoscut. Și ca să facem o schimbare reală în viața noastră, avem nevoie să ne documentăm. Și avem nevoie să ne documentăm individual, nu din ce am auzit de la cineva sau de la televizor, și în niciun caz să nu luăm o dietă gata făcută de nu știu cine. Trebuie să ne documentăm, să știm de ce anumite alimente ne sunt prielnice și de ce alte alimente nu. Alimente care ne fac fericiți, da? Familia asta, legume, fasole, mazăre, linte, năuci și așa mai departe. Și am specificat aici magneziu. Un aport corespunzător de magneziu eliberează suficientă energie în corp, relaxează musculatura și ne relaxează sistemul nervos. Desigur, putem să luăm și din suplimente, dar nu funcționează la fel de bine ca alimentele. Dacă dieta noastră este săracă în acest nutrient, atunci cu siguranță corpul nostru nu are motive să fie foarte fericit. Atunci când nu avem energie să ne mișcăm, cum o să ne simțim? O să ne simțim fericiți sau mai puțin fericiți? Doar o întrebare. După aia mai există un subiect foarte important, poate cel mai important dintre toate, și anume viețuitoarele din intestinul nostru. În evoluția noastră am evoluat în simbioză cu foarte multe bacterii. În intestinul unui om există peste 30 de milioane de bacterii, cu funcții foarte diferite și pe care știința modernă încă nu a reușit să le cartografieze complet. S-a reușit cartografierea genomului uman, dar încă nu am ajuns la cartografierea completă a locuitorilor din intestinul nostru.
Și este foarte important să știm care sunt alimentele care hrănesc în intestinul nostru acei locuitori benefici. Spre exemplu, există o distinție foarte clară între persoanele care sunt slabe și persoanele care au niște kilograme în plus vis-a-vis de flora intestinală. Persoanele care au niște kilograme în plus au un intestin mai multe bacterii dintr-o clasă numită firii micuțe. Iar cele care sunt slabe au anumite bacterii care se cheamă bacteriodete. Bacteriodetele sunt niște bacterii care sunt specializate în a extrage energie din diversi nutrienți, de la salată până la fructe și alimente complexe, ne ajută să asimilăm acele uleiuri omega, iar firimicuțele sunt extrem de specializate în a extrage energia din carbohidrați, din dulciuri și așa mai departe. Și nu numai că sunt acolo și în intestinul nostru, dar au capacitatea să comunice între ele. Își dau mesaje chimice și mesaje electrice, își stabilesc teritorii și așa mai departe. Și de ce este important asta? Pentru că sunt organisme simbiotice. Asta înseamnă că dacă la acele bacterii li s-a făcut foame, vor introduce în sistemul nostru niște substanțe chimice, niște hormoni, care ne vor determina să avem o anumită poftă. Mai ales ne referim aici la pofta de pâine, pofta de dulce, dar nu numai. Și este o foarte mare întrebare. Atunci când mi se face poftă de ceva, este pofta mea sau este pofta bacteriilor și drojdiilor și firmicuțelor din intestin? Pentru că acești mici prieteni pot ajunge să ne controleze destinele. Da? Pofta de dulce în mod special. Țineți minte, dacă este poftă de dulce zilnic, acolo ori este diabet, ori este formă de început de diabet. Și am intrat într-un ciclu de hipoglicemie, am mâncat prea mult din ceva foarte glicemic, ceea ce ne-a produs o scădere a gliceniei, ceea ce ne-a produs foame și de foame mâncăm în continuare și așa mai departe. Ori aceste microorganisme care își fac jocul. Și în astfel de situații trebuie să apelăm fie la sfatul unui specialist, să vedem cum putem să resetăm acel microbiom și cum putem să facem să avem o floră intestinală benefică. Dar primul sfat îl aflați în seara asta. Microbiomul este foarte sensibil la ce mâncăm. Se dezechilibrează ușor și se echilibrează greu. Dacă mâncăm alimente care ne sunt benefice, atunci treptat vom dobândi în intestin mai multe bacterii benefice. Cineva care are bacterii benefice în intestin poate mânca acel tort, prăjitură sau mai știu eu ce, fără să se îngrașe. Și o să ne uităm la prietenul de masă care mănâncă la fel ca noi, fără nicio problemă și nu pune nicio kilogramă în plus, și cineva care mănâncă poate foarte puțin și la fel ca toată lumea și pune acele kilograme în plus. Și ne întrebăm de unde diferența, o fi din genetică sau o fi din altceva. De cele mai multe ori nu este din genetică, este din locuitorii intestinelor. Stau la baza metabolismului, stau la baza a foarte, foarte multe probleme de sănătate. Reumatismul, bolile cardiovasculare, depresia. Spre exemplu, bacteriile care mănâncă mai mult verdețuri, legume, leguminoase, produc serotonină. Serotonina este hormonul fericirii. Devenim fericiți. Dacă în intestinul nostru nu există bacterii care să producă serotonină, avem tendința să mâncăm foarte mult zahăr. De ce? Pentru că zahărul în sine este un stimulant, un drog.
nu este trecut la categoria droguri, dar pe moment ne face să ne simțim bine, pe moment. Pentru că ulterior produce și mai multă depresie, pentru că se dezechilibrează flora intestinală. Dacă suntem într-un ciclu de ăsta depresiv din care nu putem ieși decât mâncând, trebuie să ne gândim bine dacă sănătatea noastră este în regulă. Verdețurile au foarte multe elemente care ne fac să ne simțim bine. Enzime, fierul. Fierul din verdețuri transportă energia în corp. Transportă oxigenul. Nu avem suficient oxigen, nu putem fi fericiți. Pur și simplu. Antioxidanții din verdețuri, din fructe și așa mai departe, ne fac fericiți. Pur și simplu. Sunt elemente care contribuie la starea noastră de bucurie. Vitamina C, de asemenea. Cu cât este mai multă, cu atât fiziologic devenim mai fericiți. Aceeași poveste. Quinoa, spre exemplu. Carbohidrat complex, dar are toți cei 9 aminoacizi esențiali. Vitaminele din grupul B, nu știu câtă lume știe, dar sunt carburantul principal al sistemului nervos. Dacă avem carburant pentru sistemul nervos, avem un element în plus pentru fericire. Nucile și semințele. Se spune că nucile sunt bune pentru creier. Nu se intră foarte mult în amănunte, dar paralela asta cred că o știe toată lumea. Avem în nuci un conținut direct de serotonină, hormonul fericirii. Deci un consum curent de nuci, acele nuci românești, luate de preferat de la piață ca să nu fie pasteurizate de prin nu știu ce supermarket sau să căutăm să cumpărăm lucruri de o calitate mai bună, bio, eu știu. Nu numai că au serotonină, au B-urile, au acizii omega care construiesc structura creierului și un creier sănătos este un creier fericit și, bineînțeles, magneziu. Și fructele. O rețetă de fericire sunt fructele de pădure. O să menționez aici cătina, care e ușor accesibilă în România în perioada corespunzătoare și tot așa este o sursă foarte puternică de serotonină. Dar orice fructe în stare proaspătă. Și să nu ne speriem de fructoză, pentru că numai fructoza în stare gătită cauzează probleme. Chiar și avocado. Avocado venit de peste meleaguri. Este un fruct gras. Atunci când mâncăm alimente care au multă grăsime naturală, sănătoasă în general, ne ajută să fim mai fericiți și tot așa o sursă de B-uri deosebită. Și există și alimente care contribuie foarte mult la nefericire. Nu cred că alcoolul e la nefericire. Dar când ești mai fericit? Pe moment ești fericit. Dar într-adevăr. Dar în timp contribuie la disfuncții fizice care duc la depresie. Deci revenim la ciclul vicios. Este o fericire, dar nu este o fericire sustenabilă pe termen lung, din păcate. Zahărul în primul rând pentru că ne suprastimulează sistemul nervos și atunci când nu-l avem în sistem, nu avem cum să ne simțim la fel de bine. Și îndulcitorii artificiali pentru că nu pot fi metabolizați de corp
și pentru că distrug flora intestinală. Atenție foarte mare conducitorii artificiali, pentru că ucid pur și simplu acele bacterii care ne produc acei neurotransmițători benefici și ne lasă, să spunem, neacoperiți în fața stărilor negative. Am înțeles că și prin putere sunt nocivi? Da. Este mai sănătos zahărul. Da, întotdeauna este mai sănătos zahărul, pentru că îndulcitorii artificiali organismul nostru nu știe să-i recunoască și, din păcate, nu are capacitatea să elimine, de cele mai multe ori stochează în statul de grăsime. Sunt îndulcitori artificiali care aproape nu-i putem metaboliza niciodată decât în timpul postului negru. Și o să pomenesc aici și de importanța postului negru, pentru că dacă am avut o viață în care am consumat, eu știu, multă cola zero sau zaharină sau alți inducitori de genul ăsta sau alte substanțe foarte nocive, întotdeauna organismul, când facem cure de slăbit sau pur și simplu schimbăm o dietă, tinde să folosească ca energie lucrurile care sunt cel mai ușor disponibile în momentul respectiv. Întotdeauna corpul nostru face cât mai puțin pași pentru a elibera energie. Și lucrurile astea care nu pot fi arse cu rapiditate, întotdeauna rămân stocate undeva în sistemul nostru, se acumulează, produc probleme tiroidiene, probleme hormonale și așa mai departe. Uleiurile hidrogenate, clasica margarină, care s-a făcut foarte multă reclamă pe ea cât de sănătoasă este. De fapt, au încercat nemții, când erau prin al doilea război mondial, n-au avut cu ce să-și hrănească trupele și au căutat o soluție rapidă și ieftină. Nu ar fi trebuit să existe pe masa noastră în ziua de astăzi, dar totuși există, îmbogățită cu, eu știu, diverse vitamine chimice care nu sunt atât de prielnice. Fast food-ul, prin simplu fapt că în general este foarte sărac în nutrienți și bogat în energie, dar o energie necontrabalansată cu nutrienții necesari nu poate fi folosită de corp, poate fi numai depusă. Excesul de sare. Sunt foarte multe persoane care mănâncă potroacă la propriu și lucru care e destul să dezechilibreze glanda tiroidă și de acolo un întreg ciclu de probleme. Sunt 1001 de simptome. Excesul de cafeină, atunci când e puțină, ne poate servi. Atunci când este prea multă și prea des, sistemul nostru nervos nu mai produce proprii neurotransmițători care ne fac să ne simțim bine cu adevărat. Atunci când suntem sănătoși și bem o cafea, ne face să ne simțim deosebit de bine, pentru că mobilizează în același timp și resursele noastre interne. Dar atunci când bem prea des, resursele noastre interne încep să se golească, să se elimine și nu mai avem cu ce să reacționăm frumos și consumăm prea mult. Carne. Carnea e un aliment care, tot așa consumat în exces, produce foarte multă nefericire. Dacă am stat să mâncăm carnea numai pe la restaurante, cel mai probabil n-am avea nicio problemă. Dar cum este foarte disponibilă și în cantități industriale, acel mâncat tradițional 2 zile pe săptămână nu mai există și la foarte mulți există zilnic în dietă. Și sunt niște motive științifice destul de importante, elemente conținute în carne care nu dispar la gătire, și anume hormonii de stres de la uciderea animalului sau de la o creștere necorespunzătoare a animalului
Atunci când animalele sunt tăiate la abator în condițiile în care sunt tăiate, se produce un fenomen de stres de grup mult mai grav decât găina tăiată în curte, cum era tradițional. Unul dintre acești hormoni este cortizolul, care e acumulat în sistemul nostru, duce la niște efecte devastatoare și ne face să fim stresați în permanență, fără motiv. Acel stres, sunt stresat, dar nu știu de ce sunt stresat. Sunt stresat că sunt stresat. Un motiv poate să fie excesul de carne și mai ales depinde de unde provine ea. Există problema de digestie. Foarte mulți după o anumită vârstă nu pot digera complet carnea și apar varii probleme, printre care elemente. Histamina care este un alergen și produce foarte mult stres și duce la depresie. Și elemente cancerigene, cum ar fi putrescina, cadaverina, iandolul, scatolul și așa mai departe. Sunt cianoaldehide care apar la prăjire, gătire, aldehide toxice, care apar și în uleiurile gătite. Deci trebuie să fim atenți și la tehnica de gătire, pentru că o gătire sănătoasă a alimentelor este o gătire în care alimentele nu au fost făcute total praf. Trebuie să fie mai tari, mai al dente, dacă se poate. Poftim? Gătitul lent și gătitul la temperaturi mici sau scurt. Da. Da, 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 exact. Deci este bine și gătitul lent, este bine și gătitul al dente. Gătitul lent se face la temperaturi foarte mici, ceea ce presupune o aparatură corespunzătoare, pe care nu toată lumea o are. Dar pentru toată lumea se poate acel gătit de scurtă durată. Spre exemplu, la ciuperci, care sunt un aliment deosebit de important pentru starea noastră psihică. Putem să le opărim, numai acum depinde și de rasa ciupercii, că unele trebuie fierte mult. Putem să le opărim, să nu schimbe dimensiunea. Dacă și-au schimbat foarte mult dimensiunea, atunci acolo nu mai avem un aliment sănătos, pentru că noi nu mâncăm cheratina din ciuperci. Exact, e un element mai greu digerabil. Și pun foarte mare accent aici la capitolul fericire pe alimentul crud. Cu cât mâncăm mai multe alimente crude, cu atâta în timp vom fi mai fericiți. Și dacă organismul nostru nu este învățat să consume acele alimente în stare crudă ca o masă integrală, putem să consumăm puțin, între mese, pentru gust, ceva. Ceva ce am ales, un aliment de care am ales în ziua respectivă să ne bucurăm. Poate este un simplu castravete pe care am pus sau nu un pic de sare. Poate este o roșie pe care am mușcat din ea așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Poate sunt niște fructe care le avem la noi și mai luăm o gustare între mese. În timp corpul nostru se va învăța cu ele și vom putea să ne asigurăm din când în când și o masă integrală din așa ceva. Și importanța alimentului gătit este mare. Dacă discutăm crud versus gătit în casă, mă refer aici. Tot o chestie evolutivă, la fel cum este povestea cu zahărul. Creierul nostru consumă foarte multă energie. Cel mai mare, 30% din energia corporală o consumă creierul. Și dacă nu suntem obișnuiți să extragem energie rapid dintr-o salată sau din fructe, cu siguranță extragem. Dar sunt alimente din care extragem energia mai greu,
creierul nostru în activitate intelectuală puternică sau în momente de stres are nevoie de mâncare gătită și e și fenomenul de adaptabilitate, de-aia omul e peste tot, pentru că știe să gătească, că altfel și mâncăm o foarte mare varietate de alimente. Deci dacă gătim în casă proaspăt, indienii au o învățătură foarte interesantă vis-a-vis de mâncarea gătită. Dacă a trecut de 2 ore, nu mai e bună. O consideră otrăvitoare. Deci lucrurile gătite și păstrate la frigider, nu știu câte zile am gătit astăzi pentru toată săptămâna, sunt într-adevăr foarte nocive corpului. Și există motive științifice în care nu o să intrăm acum, dar foarte important de știut că ar trebui să fie proaspăt. Și nu ar trebui să gătim porții foarte mari. O problemă cu gătitul porților foarte mari care să ne ajungă pentru toată săptămâna este că de multe ori ajung maxim 2 zile. Pentru că le avem gata gătite. Alimentele industriale, nu știu dacă are rost să menționez, în general sunt foarte aditivate. Cele 2 ore din momentul în care au fost gătite au trecut de foarte multă vreme. Poartă diverse amprente energetice de prin magazinele pe unde au fost transportate și așa mai departe și e un aspect de care ar trebui poate să ținem cont. Și o să mă întorc un pic la principalul aliment care la foarte multe persoane duce la depresie. Glutenul. Atenție mare la gluten. Dezechilibrează flora intestinală, produce boală celiacă, duce la depresie. Lucru verificat. Dacă este consumat din când în când, nu cauzează nicio problemă. Și asiaticii mănâncă grâu și n-au nicio problemă, dar mănâncă rar. Atunci când este pâinea zilnică românească, în România avem o chestie cu pâinea. Da? Atunci e posibil să avem o problemă. Înainte să ne punem orice altă întrebare, să scoatem de acolo pâinea și foietajele, să introducem ceva mai sănătos sau pentru o perioadă de loc și să vedem cum ne simțim. Eu aș tătui pe toată lumea să facă teste pe propriul corp, că suntem făcuți foarte diferit de la persoană la persoană și ar trebui pur și simplu să testăm și să notăm care sunt alimentele care ne-au făcut pe noi personal să ne simțim bine. Să ne simțim bine nu înseamnă pe moment să ne simțim bine psihologic. Înseamnă că ne simțim energici fizic, că ne simțim puternici, că avem energie să ne mișcăm, că nu dormim mult. Pentru că organismul ăsta minunat care îl avem e o unealtă care nici nu vă imaginați câte știe să facă și cât de deștept este. Poate să facă foarte multe lucruri dacă lucrăm împreună cu el și acordăm atenție. Deci să ne acordăm atenție, să mâncăm mai mult din acele lucruri care ne-au făcut să ne simțim cu adevărat bine, nu doar bine pe moment. Întrebări, dacă sunt. În schimb, există cazuri în care corpul îți cere să consumi anumite
cere lucrurile cu care este obișnuit. Deci dacă nu suntem obișnuiți cu niște alimente sănătoase, nu o să ni le ceară, pur și simplu. Deci trebuie mai întâi să ne familiarizăm cu ele. Există o tradiție nemțească, salata întâi și masa după. La fel aș spune și cu poftele. Aș spune să ne facem poftele, dar un pic pe stomacul plin. Adică dacă este vorba de o poftă, să nu mâncăm de foame. Era o vorbă mai pe la țară, prin Oltenia, așa am auzit-o de multe ori spusă, ia un pic de poftă să nu scrape ochii de foame. Deci, important atunci când ne facem pofte, să nu ne fie foarte foame, că s-ar putea să depășim cu mult nivelul de poftă. Și nu știu, aș aduce în discuție și dimensiunea farfuriei vis-a-vis de ce am spus mai devreme cu farfuria aceea care tot se umplea și pentru că vizual era tot plină, nu apărea senzația de sațietate, care de fapt era psihologică. Ce-am observat că de multe ori problemele nutriționale și de genul ăsta apar din supracomplicarea actului de a mânca. Actul de a mânca e un act foarte simplu. Te duci, deschizi ușa frigiderului, ai luat alimentul, mănânci. Ideal. Așa. E foarte simplu. Am observat că cei mai sănătoși oameni nu se gândesc foarte mult la ce mănâncă. Li s-a făcut foame. În momentul în care li s-a făcut foame, se duc și mănâncă. Nu supra-mănâncă, pentru că au altceva de făcut și au treabă și și-au făcut plinul energetic. Au simțit că gata, creierul a început să meargă, mușchii și-au revenit, gata. Am plecat mai departe. Deci nu-i complicat. La fel cum nu este complicat să ne alegem alimentele sănătoase, că ne ducem acolo în aprozar și ne uităm pe raft și aia este cea mai bună inspirație. Dacă ne uităm să ne inspirăm de pe internet, o să găsim acele rețete extraordinar de gustoase și deosebite, la care aproape niciodată nu găsim toate ingredientele, dacă găsim măcar ingredientele, și sfârșit prin a nu le face niciodată. Deci, inspirația la raft este cea mai bună inspirație culinară posibilă. Și atunci când suntem la raft, o întrebare pe care putem să ne punem este: ce de aici nu am mâncat până acum? Ok, poate îmi place, poate nu îmi place. Hai să încerc. Da, și să nu supracomplicăm lucrurile cu frică. Pentru că din frică ajungem să ne defectăm organismul. Frica de a nu fi hrăniți, frica de a nu avea suficientă proteină, frica de a nu avea suficientă vitamină de mai nu știu care și așa mai departe. Dar vă spun cu toată încrederea că doar cine nu mănâncă nu se hrănește. Dacă ne asigurăm așa o varietate la pofta vizuală a alimentului din aprozar de pe raft, este foarte greu să greșim. Nu știu dacă în ziua de astăzi se mai pune foarte mult problema de proteină, dar tot mai aud povestea asta cu proteina, care a fost demontată științific de destulă vreme. Care... Poftim?
Povestea cu proteina, că avem nevoie să mâncăm nu știu ce, numai carne, numai acolo se găsește proteină și că avem nevoie să mâncăm multă, că altfel avem o problemă de sănătate. Dar de fapt necesarul energetic al organismului este foarte mic pe zona respectivă de proteină și ăla e un aliment, un constructor care se aplică după efort greu, după pentru refacerea musculară și așa mai departe. Nu-i ceva care să ne asigure energie rapidă. Atunci când mulți spun muncesc, când trebuie proteină. Păi, îți trebuie proteină, dar proteina aia ficatul face 5 pași ca să o descompune. Este, consumă 70% din energia corpului numai ca să digere respectiva proteină. Ar trebui să ne calculăm lucrurile dacă facem activitate fizică intensă, să luăm un aliment care ne asigură energie rapid, atunci pe moment. Sau poate prin... Are nevoie. 80 de grame pe kilogram corp pentru greutatea ideală. Asta. Aș vrea să știu o neconcordanță. De exemplu, gluteul este deprimant, gluteul, dar cerealele sunt de fericire. Și a fost de regenerare... Păi, dar n-am zis asta. Profesorare. N-am zis asta. Există cereale care ne sunt benefice. Da, și asta e o clarificare. Da. Cereale care ne sunt benefice, cereale care ne sunt mai puțin benefice. Nu toate cerealele conțin gluten. Și nu tot glutenul e periculos. Spre exemplu, dacă avem glutenul din secar sau din orz, ovăz și așa mai departe, nu conține acele modificări ale creatinei care să ne facă rău organismului. Și dacă obișnuim să mâncăm așa ceva și suntem sănătoși, cel mai probabil nu o să dezvoltăm o problemă. Dar dacă mâncăm pâine toată ziua, foietaje și așa mai departe, din grâu pitic de cultură, care e o cereală modificată genetic și cu niște probleme, atunci dezvoltăm o problemă. Din momentul în care am dezvoltat problema, devenim sensibili și la glutenul bun. Și atunci avem o problemă amplificată. Ca să reintroducem un gluten fără să avem probleme, ar trebui întâi să ne aducem într-o stare de echilibru, să devenim din nou sănătoși. Și atunci îl vom putea gestiona într-un mod normal. Deci mesajul, dacă ar fi să transmit un mesaj în seara asta, cât mai multe fructe, cât mai multe alimente în starea lor naturală, crudă, așa cum le-a lăsat Dumnezeu, în diverse forme pregătite, și mâncare gătită proaspăt în casă, doar atât cât mâncăm pe moment. Asta e greu. Ar însemna că am bucătărie. Păi da, tocmai. Și atunci, pentru că nu vrem să stăm în bucătărie, mâncăm mai multe fructe și alimente în stare crudă, care nu trebuie să le gătim, deci nu ne ocupă timp. Alte întrebări? Mesele mici și dese sunt o soluție? Mesele mici și dese? Mesele mici și dese sunt o soluție terapeutică în anumite situații. Strict terapeutică. În mod normal ar trebui să mâncăm cât mai puține mese sau doar atunci când ne este foame. Pentru că științific s-a demonstrat că o singură masă adecvată pe zi este mult mai sănătoasă și duce la longevitate și sănătate decât mai multe mese pe zi. Noi am deprins treaba asta cu 3 mese pe zi de la clasica... Da. Și două gustări. De la clasica boierime, care aveau anumite treburi care erau de mai mult de ordin social decât cu... Nu știu, trebuie să ne calibrăm foarte mult dieta pe soiul de activitate fizică pe care o avem și dacă avem nevoie sau nu.
dacă organismul nostru se învață să ardă, spre exemplu, mai mult carbohidrat și carbohidrat concentrat în mod special, atunci vom avea nevoie de mese dese. O să ne ceară organismul mese dese, pentru că se termină energia și ficatul nostru nu are capacitatea să elibereze energia necesară, deci o să trebuiască să remâncăm acele mese mici. Dacă organismul nostru este obișnuit să ardă mai mult grăsimi și are un metabolism bazat pe cetoză, atunci putem să mâncăm o singură masă pe zi, timp în care de organismul funcționează pe grăsimea corporală. Contează foarte mult tipul de metabolism. Și metabolismul poate fi corectat și îmbunătățit prin post, la fel cum pot fi îmbunătățite starea bacteriilor din intestin. Atunci când dăm o pauză, să zic, acel post negru care era recomandat pe vremuri religios, acum este foarte recomandat științific, resetează microbiomul și pornește anumite funcții ale ficatului. Lucru iarăși foarte important în fericirea noastră. Pentru că un post ținut corespunzător aduce niște stări foarte plăcute atunci când organismul epurează toxinele. Ok, ce înseamnă pentru tine post corespunzător și câte zile recomand să țin un astfel de post? Recomand ascultarea intuiției personale și începerea cu începutul, câte puțin. Se începe cu câteva ore, să zicem, de dimineață până seara. Dacă nu putem și nu putem, în acel interval putem să mâncăm o felie de pepene roșu, un pepene galben, un măr, ceva care este un aliment mai ușor și cu foarte mare atenție să nu ne maltratăm. Că ideea cu postul nu este să ne lovim organismul, este să ne facem un bine. Deci dacă avem probleme de sănătate care nu ne permit, mai întâi trebuie să ne aplecăm atenția asupra acelor probleme de sănătate. Dacă organismul ne permite, trebuie să facem lucrul ăsta de așa manieră încât totuși să ne fie confortabil. Prin antrenament. Și posturile încep de la clasicul o zi pe săptămână sau o zi la două săptămâni. Mai sunt acele posturi de 3 zile în care de-abia în ziua 4 organismul face modificările și ficatul începe să elibereze grăsimile și sunt posturile terapeutice care se aplică în anumite situații de vindecat boli sau pur și simplu pentru cei care vor să-și îmbunătățească starea de spirit, care merg până la 8 zile. Posturi în care se poate face sport și așa mai departe. Dacă organismul din ziua 4 începe să funcționeze strict pe grăsimile corporale și să avem energie. Cam prin ziua 4 este mai greu, primele două zile sunt mai ușor de ținut. Dar trebuie să fac o mențiune aici, vis-a-vis de evaluarea corectă a stării de sănătate și dacă ajungem să ne târâm, cu siguranță trebuie să-l întrerupem, nu? Nu o să facem prostii. Cu apă. Apă. Cine nu poate cu apă, cu lichide. Și anume sucuri proaspete de legume, sucuri proaspete de fructe de pădure. Dacă ținem post, nu o să introducem sucuri de fructe, pentru că fructele, dacă nu sunt în forma lor naturală și le-am procesat prea mult, atunci ne pot cauza o problemă glicemică și nu este cazul. Deci, ori mergem cu un suc din niște fructe foarte acre și sucuri din legume și rădăcinoase, ori mâncăm pur și simplu fructele așa cum au fost lăsate de natură. Apă atât de multă cât să ne simțim bine
Și e bine să bem în exces pentru a ne spăla rinichii. Și ca final așa aș vrea să vă mai las cu ceva. Și anume vibrația alimentelor. E un aspect cu care în medicina holistică tratăm foarte mult. Și anume, dacă noi avem pretenția să ne simțim bine, ar trebui ca alimentele care le mâncăm să nu fie alimente care în procesul lor de fabricare, producție, să fi făcut rău cuiva sau să fi făcut rău la ceva. Pentru că dacă închidem ochii și ne bucurăm pe nefericirea cuiva, din punct de vedere energetic și spiritual, nu putem să fim noi înșine fericiți. Cea mai spirituală mâncare este fructul, pentru că a fost oferit de copac, de plantă, spre a fi mâncat de om, animal și așa mai departe, pentru că noi, la rândul nostru, îndeplinim funcția de a-i răspândi semințele și de a-i asigura mai departe creșterea. După aia, în ordine, vin celelalte alimente care sunt mai mult sau mai puțin oferite. Și ultimul pe scară sunt animalele, care sunt cele mai apropiate de structura noastră fizică și care au, ca noi, emoții, gânduri și așa mai departe. Deci să ne gândim bine dacă ceea ce mâncăm a produs cumva nefericire sau nu de noi. Terapie. Fiecare om este unic și mai întâi trebuie identificat motivul sau motivele complexe pentru care există o anumită problemă de sănătate. După aceea trebuie găsite soluții care pot fi făcute, pentru că dacă venim cu o rețetă standard care nu va fi ținută, atunci nu are niciun rost să ne gândim. Poate nu facem lucrurile perfect, dar le facem de așa manieră încât să poată fi făcute. Adresăm și latura spirituală, emoțională, tratamente de ordin energetic. Există în cabinet dispozitive de verificarea stării de sănătate a organismului din anumite puncte de vedere, spre exemplu un aparat de spectroscopie în câmp energetic, care mie îmi furnizează suficiente date cât să pot lua niște decizii informate despre tratamentele care urmează a fi ținute. Nu știu ce să vă mai spun. Mai multe. Există... Există persoane care pur și simplu vor să facă dezvoltare personală și să crească și să învețe. Este o categorie de persoane care vin la cabinet, care sunt înclinate spre treaba asta și acumulează informații. Și există foarte multe persoane care nu au mai găsit altă soluție
au primit o recomandare și caută și așa, de multe ori prea târziu, uneori suficient de devreme ca să se îmbunătățească lucrurile. Și cred că mai există și un fenomen de rezonanță. Fiecare dintre noi ne alegem soiul de terapii și ce facem mai departe în viață atunci când rezonăm la un nivel sau altul cu persoana la care mergem.